Bună, sunt Alexandra de la Diablos Computer și astăzi vă voi vorbi puțin despre laptopul Lenovo ThinkPad T520. Ca și alte modele ThinkPad T520, are un aspect coloristic all black, atât în interior cât și în exterior. Capacul are la interior o întăritură de magneziu, iar la exterior are un capac cauciucat foarte ușor de întreținut. Restul carcasei este dintr-un plastic ABS, foarte rezistent la șocuri, materiale abrazive și mai ales la zgrieturi. Tastatura este spill resistant, cum suntem deja obișnuiți să avem la laptopurile modele mai noi. Avem în centru și un track point care este dintr-un material abraziv, care îl face foarte ușor de manevrat, iar dedesubt avem touchpad-ul care este ușor texturat, acest lucru făcând aderența și utilizarea lui mult mai ușor. T520 are un display LED HD de 15.6 inch mat și vine în mai multe variante de rezoluție. Cel de față are o rezoluție 1366 cu 768 de pixel. De asemenea, există variante cu webcam integrat, cum avem și aici, cât și fără. Procesorul din dotare este un Core i5-2520, un procesor generația a doua, la 2.5 GHz, cu 3 MB de cache. Suportă mai multe variante de procesoare, i5 cât și i7 quad-core. Laptopul prezintă două sloturi de memorie DDR3, DIM-urile recomandate fiind de 1333 MHz și poate suporta un maxim de 8 GB DDR3. Arhitectura procesorului include și o placă video HD 3000 de 64 de biți. Acest laptop suportă HD-uri SATA, cât și solid state driver. În laterala dreaptă a laptopului avem un DVD writer care ne permite, bineînțeles, să și scriem, să și citim și CD-uri, cât și DVD-uri. Lângă avem portul de rețea și un card reader. La spate găsim un USB 3.0, un FA de modem, un FA de alimentare, bineînțeles, un Full Display Port VGA pentru external use, două USB-uri, un eSATA, switch-ul pentru wireless și portul Fire. Cam atât despre acest laptop. Pe curând, pa, pa!